Iubiți frați și surori, rămânem tot în capitolul 18 din Evanghelia după Matei, cu privire la binecuvântarea de copii, la primele 6 versete. Evanghelia după Matei, capitolul 18, primele 6 versete. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se lege decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Amin. Vă rog să reluați loc. Mulțumesc Domnului pentru prietenul meu, George Iliese. Domnul a purtat în Biblie asta să-mi vorbească mie că să merită să te ostenești pentru El. Să faci totul pentru Dumnezeu. Mâine, la ora 3 și ceva, ne vom desprinde de pe continentul american să zburăm spre România împreună cu fratele Lubomir, cu sora Ana, vom trece în țara peste care încă zboară rachete și explozii și mor oameni, în Ucraina. Vă invit și vă chem să vă rugați Domnului când vreți și vă lasă inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu mă duc nici să duc ajutoare, mă duc să predic Evanghelia și fie ca Domnul să mai mântuiască oameni, să se îndure. Că acesta este cel mai important lucru, omul să fie în pace cu Dumnezeu. Vom fi și în România duminica următoare, în 28, vom fi în Deva, unde Cristi Boariu va fi instalat în locul fratelui Cornelu Răducanu ca pastor principal al bisericii, iar seara vom rămâne acolo la evangelizare. Weekendul următor vom trece în Ucraina, apoi încă un weekend în România, urmând să fim o săptămână în Londra, în Anglia, pentru evangelizare. Dumnezeu să ne ajute să putem să ne revedem copiii, nepoții și pe dumneavoastră, pe toți. Aș vrea să mai rămânem 2-3 minute la această pildă care a fost citită astăzi. Să vedem o scenă foarte, foarte dramatică care este aici spusă de Mântuitorul. Omul acesta datora foarte mult stăpânului. 10.000 de galbeni, dacă vreți să-i evaluați, la 30 de kilograme este cel mai mic, iar cel de la templu este 60 de kilograme, un talent de aur. 60 de kilograme ori 10.000, îți vreo 60 de tone. Este imens. Nu știu când a putut cheltui omul ăsta, cât s-a putut încărca de așa datorie. Mântuitorul spune această pildă arătând bunătatea și mila lui. Omul acesta participă la două judecăți. La două judecăți. Eu aș dori din toată inima să vă gândiți bine și să încercăm să facem tot posibilul să participăm numai la una și la a doua nu. El a avut nenorocita soartă și nepocăința lui că a trebuit să participe la a doua judecată. Prima judecată arată textul aici că a fost o judecată în care mila a fost mai tare decât justiția, decât dreptatea. Fiind așa de dator, propus să fie distrusă familia lui, vândut unul încoace, unul încolo, o familie ratată, pierdută, stăpânul acesta a fost milos și prin rugăciunea lui, prin căința lui, i-a iertat toată datoria. A fost judecat aceea cu milă, cu îndurare. Ați fost careva la judecata asta?
A avut Dumnezeu milă de dumneavoastră și v-a iertat păcatele? Știți, s-a întâmplat, cum spune în Isaia, capitolul 1, la versetul 18. Dacă nu, sunt șanse astăzi. Veniți! Veniți! Totuși, veniți acum să ne judecăm. Și dacă păcatele voastre sunt roșii, așa cum e cărămizul, că nu poți să dai pe cămașa albă cu cărămiza, se vor face albe ca zăpada. Dacă vor fi ca purpura, care e roșie, se vor face ca lână. Dar veniți acum să ne judecăm, acum, aici, astăzi. Dumnezeu, în Hristos, ne-a judecat toate păcatele lumii și avem iertare în jertfa Domnului Iisus Hristos. El este plătitorul, a plătit tot. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru El ca să fim noi neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă simți că încă ai păcate, vino acum, astăzi, la judecată cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, da, dacă vii astăzi și te căiești, poți să fii iertat, să fii curat. Dacă nu, Biblia zice, rob rău și viclean. Eu ți-am iertat toată datoria. Fraților, suntem iertați de Domnul? Păi nu se cade? Să ierți și tu o vorbă dacă El ți-a iertat tone? Mii și mii de gânduri murdare și rele și răutatea ta toată a luat-o Domnul Iisus asupra Lui. Păi nu se cade să ierți și tu o vorbă? Vrei să te duci la judecată din nou? Păi stăpânul i-a zis, nu se cădea să-l ierți tu pe fratele tău? Ei, știi ceva? Vei fi aruncat în foc, în iad. Și vei rămâne pururi acolo să-ți plătești toată datoria. Și nici nu o poți plăti niciodată, n-ai cum să-ți plătești păcatele. Tot așa va face Domnul, Tatăl meu din cer, la toți care nu iartă pe fratele său din toată inima. E cutremurător. Fie ca acest cuvânt să ne răscolească și să zicem, Doamne, vin acum, mă prăbușesc înaintea Ta, îmi cer iertare și să poți să zici, așa să mă ierți, Doamne. Cum? Am iertat și eu pe cei ce și-au bătut joc de mine. Așa să ne ajute Domnul. Ne întoarcem la copilaș, o familie specială. Nu știu, așa repede aveți 4 copii. Doar numai mai ieri am avut nuntă. Frate, bine, vin la nuntă și acum 4 legați de voi. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea bucurie și bunicii aici, vă înconjoară rudele voastre. Data asta am ales un text mai provocator. Știți, Dumnezeu vorbește în Scriptură, Dumnezeu s-a folosit de bătrâni. Amin, toți bătrâni, amin, da? Inclusiv bătrânul Simeon, când l-a ținut pe Domnul Iisus în brațe, a zis, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit, acum slobozește în pace pe robul Tău, că am luat contact cu mântuirea. Robul meu a văzut, ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Domnul se folosește și de tineri, da? Domnul a fost, de atâtea ori s-a folosit de tineri, a strălucit Dumnezeu prin cei 3 tineri din Babilon, prin Daniel și prin copilul cu păr bălai, cu praștia lui, când l-a bătut pe Goliat și tineri, au suport puternic în Biblie că Dumnezeu are nevoie de ei. Dumnezeu are nevoie de copiii noștri, de nepoții noștri, dar Dumnezeu are nevoie și de copii. Psalmul 8, versetul 2, spune că tu ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva celor cu dor de răzbunare, din gura copiilor. Ca celor ce sugă-ți, ți-ai scos o întăritură. Dumnezeu se apără cu copiii. Dumnezeu are nevoie de copii. Noi trebuie să echipăm copiii și mereu am predicat de aici. Și cel mai mult s-a predicat părinții să învețe pe copii, bunicii să învețe copii, pe copii. Dar textele noastre sunt cu pilde.
Data asta avem continuare, respect organizarea și folosim pilde, o pildă vie, un copil. Domnul Iisus a luat un copil din mulțime și l-a pus în mijlocul lor. În dimineața asta, în câteva minute, Dumnezeu ne vorbește nouă printr-un copil. Ne pune la punct pe noi prin copil. Avem noi ce să învățăm noi de la copii? Termină-mă, tu mă înveți pe mine? Eu, tata tău, ai putut vreodată să asculți de copilul tău? Ai putut, ai avut așa inima, așa, te-a lăsat inima să zici, ticule, tu ai dreptate data asta. A avut curajul să spună copilul ție, bă, ticu, ce-i cu capul tău? De ce râzi, Rebecca? Ce-i cu capul tău? Nu gândești bine. S-a întâmplat vreodată la voi acasă să gândească copiii mai bine ca voi? Sau pot să fie copii mai pocăiți decât oameni mari? De data asta, Domnul Iisus pare interesant, provocat de întrebarea lor, provocat, deci aveau în capul lor, știți, pocăiții erau aia, nu erau de afară, erau chiar ucenicii, noi, predicatorii, pe lângă Domnul Iisus, avem întrebări de, Domnul, e nevoit să ia copilul ăla și predicatorii lui, ucenicii au venit în jurul lui și să avem o întrebare, cine-i mai mare? Acum, prezent. Cine-i mai mare? Le vorbise Domnul de plecarea lui din lume, că va fi omorât și le-a ținut multe lecții. Vame și Matei prinde asta prin Duhul Sfânt și zice că ei au fost interesați de cine este mai mare în împărăția cerurilor. Și atunci Domnul Iisus cheamă un copilaș. Ce m-ar fi plăcut? Și ce mi-ar place să fie copilul meu ăla? Să fie copilul tău. Că Domnul Iisus, tu, vină în mijloc. Să știți că Domnul Iisus se predica astăzi, cunoștea gândurile, viața, nu? N-a chemat pe oricine. A chemat un copil despre care a putut să zică, ca ăsta să fiți. Dacă nu vă faceți ca și copilașul ăsta, dacă nu credeți în mine cum ăsta crede, nu vezi orice copil. Dumnezeu nu se folosește de orice copil. Dumnezeu se folosește de cei ce cred în El, copiii ăia care au cineva băgat în ei credință, cineva s-a rugat cu ei. Știți, copiii cred 100%, nu ca și noi. Și Domnul Iisus a dus copilul ăsta și l-a pus în mijlocul lor. A fost destul de provocatoare scena. Ei nu numărau copiii până la 21 de ani, nici femeile. Și la mulțirea pâinii, 5.000 de bărbați, fără femei și copii. Cum copiii să le dea lecții acum? Copilul a pus în mijloc. Aș vrea mereu să fiu în inima și în trupul acelui copil. Ce a simțit ăla când Mântuitorul l-a pus în mijlocul apostolilor? Și toți se uitau la el. Era o scenă extraordinară. Copilul a venit în mijloc. Și la provocarea aia, Domnul Iisus le răspunde diferit. Ei se gândeau cine este mai mare în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus le spune altceva. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, ăștia nu erau pocăiți? Nu dacă nu se întorc, nu știu, vorbea cu pocăiții, cu apostolii, cu ucenici. Adică voi aveți niște dorințe, voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Și dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu ca un copilaș, ca și copilul ăsta, cu niciun chip voi nu intrați în împărăția cerurilor. Ați citit atent versetele astea din Matei 18? Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, întâi Domnul Iisus a spus, este foarte urgent și foarte pe primul loc
Nu cine e mare, ci dacă trebuie să te întorci la Dumnezeu, să fii așa de curat și sensibil ca un copil al lui Dumnezeu care crede în Domnul Iisus. Și apostolii au rămas surprinși de lucrul ăsta. În primul rând, Domnul a vrut să îi facă atenți. Iisus a chemat copilul ăsta și i-a spus, l-a pus în mijlocul lor, fiind o pildă ca să predice Domnul Iisus să le explice. Întoarcerea la Dumnezeu, invocând credința copilului. Dar pentru oricine va face să păcătuiască acest copil, un copil care crede în mine, urmăriți, vă rog, aici la versetul 6, cred că scrie, oricine va face să păcătuiască unul din acești micuți care cred în mine. Vedeți ce periculos e să predici greșit? Știu eu, la Sunday School, foarte periculos, mai ales asta, la tineret, să faci un micuț din ăsta care a prins izul și gustul mântuirii și crede în Iisus, l-a văzut pe tata și pe mama cum se roagă, și se roagă copiii, de-am văzut și la stăruință, plângând și iubesc pe Domnul cu toată inima, și tu să-l derutezi, să-l faci să păcătuiască, e voie și așa. Ăștia cred în Domnul Iisus cu toată inima și te spun, lasă-mă că se poate și așa, știți cât e de periculos? E mai bine pentru un om de ăsta să-l lege de gât cu o funie, să-i lege o piatră de moară și ia să-l arunce în mare. E mai ușor pentru el să îi se întâmple asta decât să derutezi un copil de ăsta mic, un micuț în credință care crede în Domnul Iisus. Dacă cumva cineva face așa ceva, este foarte periculos. Mai bine să fie legat, nu el, el nu se va arunca mare, să fie legat de pastorii care aud învățăturile străine. Ia-l, Domnule, de acolo. Că duce în iad, duce în eroare, zăpăcește pentru o viață întreagă, o generație. Doamne, ai milă de noi. Să mai întâmplă vremea asta, învățături străine. Și putem arunca în iad. Nu te juca cu asta, e periculos. Domnul Iisus a zis aia, copiii care cred în mine, cum e asta din mijloc de acolo, să nu-i derutați, să-i lăsați să creadă. Că știți copila aia care a luat-o sirenii roabă, departe de casă, de mama și de tată, copilă, spăla vasele la stăpână, știu, i-au ajutat să facă curățenie. Stăpânul ăla ce a luat-o roabă, avea lepră, era bolnav de lepră, nu era curat și urma să moară, era bolnav de lepră. Și fata a văzut că e năcăjit rău. Ea avea un tezaur în inima ei de credință în Iehova, în Dumnezeul lui Israel, luată de acasă, luată, a participat, nu știu de unde l-a știut pe Elisei. Elisei a fost predicatorul evreilor, prorocul ăla prin care vorbea Dumnezeu și făcea minuni. Copila asta a știut aia de acasă, de unde a știut, că există în Israel un om al lui Dumnezeu, un proroc. Și Dumnezeu face ce zice el. Așa credință a avut că a zis la stăpână, dacă ar ști stăpânul meu ce știu eu, ce știi tu? Eu știu, a zis ea, ce știi? Eu știu. Știu de la tata, de la mama, știu, există în Israel un proroc, un om al lui Dumnezeu și dacă s-ar duce la ăla, l-ar vindeca de lepra lui. N-a zis că poate, nu. Ea a crezut cu toată ființa ei. Dacă se ajunge acolo, stăpână, generalul Naaman vine înapoi fără lepră. A fost așa? Să poți să derutezi o persoană de asta. Știți, copiii noștri pot avea credință mai multă ca noi, că n-au acumulat tot felul de gunoaie din lumea asta. Ei cred ce aud. Nu-i vedeți cum ne cred pe noi? Știți copilul care s-a aruncat din pod pe întuneric? Dar nu l-a văzut pe tata și a zis, aruncă-te, tata te prinde! Și copilul a zis, dar nu te văd! Păi nu mă vezi, dar mă auzi, te aud, tată, dar nu te văd! Și a strigat din nou, aruncă-te, tata te prinde! Și a zis, tată,
mai zi odată să-ți mai aud vocea. Și că mai zis odată. S-a aruncat nicăieri, n-a văzut nimic. Ca și tine în brațele lui Dumnezeu care există, chiar dacă nu-L vezi cu ochii ăștia. Dumnezeu trăiește, aruncă-te! Dumnezeu te prinde! Dacă Biblia zice, asta e credință, să ai lucru care nu l-ai văzut, e al tău, cum însă noastre plaiurile veșniciei, însă noastre avem castel acolo. Bă, că s-a mutat într-o casă nouă cu Isaac și omul care le-a vândut casa a venit să le predea cheile și a venit cu cheile așa în mână. Să dea lor cheia. Am zis, hai să ne rugăm prima dată și poi să-i dai cheile la fata noastră. Și el și soția lui ne-am prins roată și am mulțumit Domnului pentru casa care le-a dat-o și am zis, Doamne, dă-le lor o casă mai bună decât asta. Oamenii au ascultat toată rugăciunea. Și la urmă am zis, ai văzut cum tu ai dat cheile la fata noastră și la ginele nostru? Foarte curând și eu o să primesc cheile de la o altă casă. Am o casă nouă, mai sus de stele, de soare, și curând stăpânul îmi va da cheile și mă voi muta acasă. Și Doamne a zis, dar nu sun. Păi nu știu eu cât de sun, cât de repede, dar am cheile deja de acolo. Putem crede noi că e a noastră cerul, avem încredere. Domnul Iisus așa a zis înainte să plece în cer. Aveți credință în mine, aveți încredere, aveți credință în Dumnezeu, în casa Tatălui meu, sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar mă duc să vă pregătesc un loc, știți, iubiți, aveți locul ăla, avem o casă, a zis apostolul, o avem! Ne așteaptă cu porțile alea strălucite, de iaspis, pe marea de sticlă și smarand, alea sunt ale noastre. Și Domnul Iisus a dat lecție cu copilul ăsta și le-a spus să nu derutați copiii care cred în mine. A invocat credința copilului. Suntem noi așa oare neclătiți sau ne îndoim de atâtea ori, ne îndoim și așa, de minunile lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Sublinez asta să spun, să ne dea Dumnezeu puterea, să avem încredere în Dumnezeu, în toate promisiunile care ne-a făcut în Sfânta Scriptură. Amen? Asta îi place, nu cine-i mare. Apoi, al doilea lucru care vreau să mai subliniem a fost că Domnul Iisus îi spune, da, poți să fii mare în împărăția cerurilor. Nu cel mai mare. Putem să fim mare, dar cel mai mare. Ei l-au întrebat pe cel mai mare. Cine este cel mai mare? Nu poți să întrebi pe președintele țării cine e mai mare în țara asta. Sunt foarte... Nimeni nu poate ierta și iubi ca Domnul Iisus. Nimeni nu poate fi așa de mare ca El. Amen? Nu, El e foarte mare. Noi o să fim mari lângă El, dar nu... mai mare ca El, nu-i nimeni. Apostolul Pavel scrie la Efeseni ceva despre asta. Motivul înălțării Lui a fost coborârea Lui. Așa a zis Domnul, cine nu se smerește ca acest copilaș. Copilul ăla a fost de o smerenie exemplară. Așa a învățat el acasă. Sunt copii care se dau mari între ceilalți. Nu știu, pe la tineret, pe la Sunday School, cu ce îmbrăcat, mereu el îngânfat, e păun așa. Nu știu de unde a învățat din alea. Dar sunt copii care tot mereu sunt după ușă. Tot cu capul plecat, liniștiți. Nu țintește după firme toată ziua. Cu ăștia n-ai probleme. Încearcă părinții să echipeze. Dar sunt care tot timp ce... Și părul nu le stă ca lumea în cap. Trebuie să iasă în evidență. Nu din ăștia aduce Domnul în mijloc. Ce-a dus unul care a zis, dacă nu vă veți smeri ca acest copilaș, întoarceți-vă la Dumnezeu, a zis Domnul Iisus, că aveți drum lung la smerenie până la copilul ăsta. N-aș vrea să fim surprinși de copii să fie mai smeriți ca noi.
Doamne, ajută-ne să fim noi un exemplu de smerenie pentru ei, amen. Dar se poate și asta, copilul așa înțeles, ăla a stat așa de sfios și Domnul zice, ca și copilul ăsta să vă smeriți. Nu știu ce a ajuns din copilul ăla. Știți ce a ajuns din copilul ăla? Biserica Filadelfia. Și alții ca voi și mii și mii de oameni care au luat calea smereniei. Smeriți-vă, spune Sfântul Petru. A luat și el vorbele Mântuitorului. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui, nu la vremea ta. Nu acum înalță-mă, Doamne! Are Dumnezeu vremea lui, așa scrie acolo, cu lui mare, ca la vremea lui el să vă înalțe, să vă ridice. El s-a smerit așa de mult, încât a murit moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de sus. I-a dat un nume mai presus de orice nume, de Avram, de Noe, bunul Noe care a scăpat singur din, după 2000 de ani, au murit toți oamenii, a rămas unul și familia lui, mai mare decât Noe. Și spuneam predicile lui, aici aveți unul mai mare decât Iona, care a umblat în pește, în burta lui și a ieșit afară. Fiul omului a stat în pământ și a ieșit de acolo, din moarte. E mai mare decât Iona. Pământul ăsta a fost călcat de un om foarte deștept. Înțelepciune ca el n-a mai avut nimeni și nici nu o să aibă. Solomon a scris mii de cântări și pilde. Noi avem astăzi aici unul mai înțelept decât Solomon. El este obârșia înțelepciunii lui Dumnezeu, care se juca pe rotogolul pământului și își găsea plăcerea în fiii oamenilor. El este Iisus, prin El au fost făcute viacurile și toate sunt prin El și pentru El, a Lui să fie slava în vecii vecilor. S-a smerit și Dumnezeu a dat un nume mai presus de orice nume, ca numele Lui să se plece orice genunchi, a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este cel mai mare, este Domnul. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi și mai mare, dacă vreți, acum o să zică amen cei ce vreau să fie, să fie sluga tuturor, bajocorii de toți, să fii ordinat și să fii preșul tuturor, să fii alungi, să-i servești, să ierți pe toți, să te bată toți. Vrea cineva să se întâmple asta? Nu, noi vrem să fim mari. Domnul să ne binecuvinteze și să învățăm de la copii, amen? De la copii smeriți. Așa să vă faceți copii, să-i creșteți, încât Mântuitorul să zici să fii ca ăsta. În smerenie, să-i creșteți în frică de Dumnezeu. Iisus așteaptă să iei din mulțime câte un copil și să-l pune în mijloc și să ne zică nouă, întoarceți-vă la Dumnezeu ca ăsta. Așa să ne binecuvinteze Domnul copiii și nepoții. Amen. Amen.